step outside and seize the day now. Set aside. Hello, bine v-am regăsit la acest nou vlog. M-am tot gândit dacă să abordez subiectul ăsta pe care l-am, adică subiectul. Dacă să fac acest gen de video și totuși hai să-i dau o încercare, să vedem cum iese. Poate o să facem în continuare acest gen de videouri, să vedem cum vă place și vouă și... mie mi se pare interesant așa să aflu ce le mai place altora. De multe ori găsesc chestii interesante pe care vreau să le încerc și eu și multe chestii le-am încercat datorită acestui gen de videoclipuri și chiar mi-a plăcut. Favoritele nu o să fie prezentate într-un anumit top, așa o să fie destul de random, dar o să încerc totuși să le prezint așa pe categorii cât se poate. Și da, e o salvare. Ei. Da, oricum, nici ne-am apucat să uităm de toată boala asta și pandemie și chestii. Avem nevoie și de câte salare. Ok, ne trecem peste. În primul rând o să vă prezint chestiile din categoria mâncare, mâncăruri gurmande, chestii gurmande, putem să zicem așa. Și anume, am aici o cutiuță în care mi-am pus câteva chestii, deci ca să știți de unde le scot toate. Acest sos de whatever de la Chiu. Care o să vi-l prezint, așa, nu știu, o să încerc să fac un close-up totuși, care e foarte bun, deci n-aveți idee, deci nu înțeleg cum am putut atâta timp din viața mea să nu știu de chestia asta, deci efectiv îi arăt. Și după sunt, bineînțeles, patele, aici mai am foarte, foarte puține, chiar cu azi am făcut niște pate. Și da, chiar cred că da și de jumătate de porte, dar mi-am mai lăsat cum mai fac așa din pur și simplu. Dar favoritele mele din ultimul timp au fost pastele cu sos de ciuperci. Nu știu dacă ați încercat, nu știu dacă ați mâncat, dar eu ador. Bine, mie îmi plac foarte mult ciupercile, pentru că mă stăpânită de ciuperci. Toate chestii, pui cu ciuperci la cuptor și toate chestii care conțin ciuperci. Bine, mai pus în sezonul infecției și chestiile alea. Uite, acum mă pun grață și voi mi-am foto de pastă, așa-i? Scuze. Da, da, oricum, pastele de la Barilla rămân preferatele mele. Dintre tot felul de pastă pe care le-am mâncat de lungul timpului, de la toate mărcile posibile. Și aici, de când sunt ne-am luat de tot felul, de la cele mai ieftine, la cele mai scumpe, la whatever. Și spaghetti, și de la Barilla mi-a luat și alt număr, grosime și alte chestii, dar ăsta, spaghetti numărul 3 sau whatever. 3 ăsta îmi place cel mai mult. Bun, tot în categoria de chestii mâncabile, avem chai latte de la Tassimo din colecția Coffee Shop Selection și de care eu v-am mai povestit, cred că cred că am pus pe Instagram numai odată, deci, efectiv e super, e cu așa cum fel de cu scorțișoară cu ceva, nu știu, dar e beton, deci e super bun chai latte ăsta, deci când l-am descoperit mereu când îmi iau cafea, am iau și din ăsta, pentru că în loc să iau, de exemplu, să beau 3 cafele pe zi, beau 2 cafele și în cealaltă. Da. Oricum, super bun. Neapărat să încercați dacă aveți mașină din asta care merge pe capsula Tassimo. Neapărat să încercați. Nu neapărat din categoria de mâncări, dar tot așa din astea cu bucătărie și chestii, cănile astea, cana asta, deci o prezint o minunție de cănuță. E superbă, ador să beau orice din ea, deci pur și simplu ador. Am luat-o inițial, i-am luat la cumnata mea de ziua ei, de fapt era un set și cu farfurie și
După mi-a plăcut și de mult încât am zis să-mi iau și trebuie neapărat să-mi iau și mie și mi-a luat și mie două. Sunt superbe și mai ales acum foarte așa de dumnatice cu culorile astea așa maronin, bej, super faine. Am băut ceai latte din ea mai devreme, deci încă nu ne curată pentru că dacă vedeți, vedeți că e poate un pic mult aici. De-aia, știți că mai devreme am terminat un ceai latte din ea de care v-am vorbit înainte. Acum, dacă am terminat cu chestiile de bucătărie și mâncare, zic să trecem la chestiile de make-up, beauty, chestii de genul ăsta, care tipă, nu prea foarte frecvent aici la mine pe canal, pentru că eu ce știu despre machiaj, chestii super minore și basic, adică cel mai mult machiaj pe care îl porte, cred, rimel, fond de ten și ruj. Și poate un pic de blush sau fart. Foarte rar. Și dacă nu face cineva machiajul, a bine și din ăsta doi, cred că îmi spune cine, da. Da, oricum, vedeți pe fața mea că nu mă știu cu machiajurile, deci... Dar în fine, să începem. În primul rând, vreau să vă prezint această BB Cream, care o am în două forme, de la Garnier. Garnier Skin Active BB Cream Classic Clear Light, e nuanța mea. Și ăsta e mat. Asta Miracle, asta e Miracle Skin Perfector. Deci am descoperit aceste BB cream, whatever. Cu un an și geada. Acum un an. Și în primul rând mi-am luat sub forma asta. Pur și simplu, deci de atunci foarte rar folosesc fond de ten de când am descoperit pe astea. Deci au aceleași, pentru mine au aceleași efect. Nu acoperi exact cât trebuie, nu mi niște nu încărca, nu mă arată foarte... cum să zic așa, să-mi strălucească, vai, sunt de fond de ten care nu suport. Deci pur și simplu mă face fata neon și acum poate îi așa de la lumina asta artificială pe care o folosesc, dar... Da, dar cum stat acum, cu nimic, să știți. Deci, oricum, anul ăsta mai am foarte puțin, dar pentru că mi-am luat-o pe asta altă mat și mai ales pe timp de vară am folosit-o mai mult, că o folosesc pe asta, pentru că, na, vin și vară transpiri, mai bine să mergi pe ceva mat. Bun, să vedem ce mai am aici. Mai am două lacuri de unii și anume de la, sunt de la Essence, din DM. By the way, voi cum îi ziceți? DM? DM? Cum îi ziceți? Eu tot DM îi zic de când mă știu. Da, și am nuanțele să simt vișiniu, dacă puteți vedea, o să încerc să fac close-up totuși. Poate mai bine. Și nuanța asta care v-am prezentat-o la mini-haul de toamnă, care am purtat-o foarte mult toamna asta, într-adevăr. Asta e 53 Honey Honey. Honey, așa, și ăsta e 20 good times. Că nici n-aș tu până acum. De obicei nu mă uit la chestii cum se numesc nuanțele, dar acum bine că mi-am dat seama să vă prezint bou. Zice long lasting nail polish. Da, acum nu pot să zic, sincer, nu sunt așa de long lasting. Într-adevăr, țin pe bine decât altele și mi-am arătat eu, dar deci, super mult. De obicei, oricum mă dau cu două straturi și mă ține atunci cam o săptămână, așa. Depinde câteva se spăl sau... Dacă spăl în baie, chestii din astea, dar dacă am o săptămână mă țin, dacă mă dau cu două straturi. Deci, da. Oricum, îți fain. Plac foarte mult nuanțele astea. Și, în general, mai am, cred că, una sau două de la Essence și chiar astea de la Essence îmi plac. Bun, și acum pe tot pe capitolul ăsta, gen, am acest parfum pe care, de când a venit toamna, l-am folosit la nebunie. Olimpia, sau cum vreți voi să ziceți, care e superb.
Deci. Foarte bine miroase. E un miros, nu-i, în practică nu-i dulceag. Eu, de obicei, pe capitolul de toamnă-iarnă, îmi schimb parfumurile. Spre din astea mai, cum să zic, nu mai seci. Să aibă miros așa mai amărui, mai alte chestii. Să nu fie dulceag, să nu fie floral, de preferință. Și ceva care v-am prezentat și în videoul trecut, e acest spuman de baie. Dar nu neapărat acest aromă. Spumatele de baie de la gama asta. Knip, Knip, Knip. Nu știu exact cum se citește, dar da. Astea am folosit, deci, nu știu, non-stop. Din primăvară, de când cu pandemia, am folosit non-stop de la ăștia și îmi plac foarte mult. V-am mai povestit oricum de ele, nu îi mai insist foarte mult, deci știți, v-am nebunit cu ele. Deci dacă nu v-ați cumpărat până acum, nu știu ce să vă da. Și iarăși, că tot am vorbit de lumânări data trecută, lumânarea mea preferată de toamna, prima toamna, cred că din vară sau din început toamnei, nu mai știu. E aceasta care mi-a luat-o de la TK Maxx, Vanilla Bean se numește, și de la nu știu ce firmă e asta. Și miroase perfect, superb de bine, a prăjitură, a chestii dulci, a vanilie, efectiv mi se face poftă, asta e ceva cu vanilie când miros, când o prind, miroase efectiv sub toată camera și e așa micuță și mi-a misecat ăla, pare foarte rău. Dar măcar m-am curat de asta, să mai găsesc. Da, cam asta a fost videoul de data asta. Sper că v-a plăcut. Să-mi lăsați în comentarii ce părere aveți, ce subiecte ați vrea să mai abordez. Sunt foarte, foarte curioasă. Și da, voi cum mai sunteți? Aș vrea să știu cum e cu toată chestia asta cu lockdown, închis de toate chestiile. Dacă aveți pe cei dragi aproape, dacă nu aveți pe cei dragi aproape, cum vă simțiți? Dacă sunteți bine sănătoși, sper că sunteți, sper că nu v-a afectat boala asta și să nici nu vă afecteze în viitor. Până data viitoare să rămâneți la fel de sănătoși sau dacă nu sunteți sănătoși să deveniți și mai sănătoși, să fiți și mai bucuroși decât sunteți acum și da, vă pup și ne vedem data viitoare, ca de obicei.